Salutări, sunt Claudiu. Am avut acel interviu cu Amir Țarfate, așa cum v-am promis. Am primit de la voi sute de întrebări, bune întrebări. Am ales 28 de întrebări, dar Amir nu a putut răspunde decât la 14 dintre ele din cauza timpului. A avut doar o oră la dispoziție. O să repetăm acest lucru pe viitor și va încerca să răspundă și la celelalte întrebări. Dar vreau să vă arăt ce întrebări i-am adresat. Sunt în engleză și trebuie să vi le traduc în română. Deci, prima ar fi când crede el că va fi răpirea bisericii. A făcut niște lucruri, niște argumente, sau să zic așa, niște precizări foarte, foarte importante. Nu vi le spun acum, doar vă spun câteva, așa ca să prindeți gustul. Eu acum trebuie să subtitrez acest videoclip sau acest interviu. Va dura câteva zile până va fi live. Astăzi îl editez, îl trimit la subtitrat. Cred că până miercuri, joi o să fie gata și miercuri sau joi o să-l pun pe Facebook și pe YouTube. A doua întrebare, dacă are niște argumente cu privire la răpirea bisericii înainte de necaz. Și a făcut niște precizări. Una dintre ele a spus: nu are cum să fie răpirea la mijlocul necazului cel mare, pentru că noi vom ști când începe necazul cel mare, la apariția lui Anticrist sau atunci când Anticrist se va arăta, începe necazul cel mare. Și răpirea bisericii ar trebui să fie exact la 3 ani și jumătate. Asta înseamnă că nu vom ști ziua și ceasul când va veni răpirea, dacă va fi exact la mijlocul necazului cel mare. Dacă va fi la finalul necazului cel mare, din nou vom ști ziua și ceasul. Așa că răpirea trebuie să fie iminentă, adică înainte de necazul cel mare. Dar nu vă spun mai mult. A treia întrebare a fost: ce se întâmplă cu neamurile și evreii în timpul necazului cel mare? Aceasta a fost una dintre întrebări. A patra întrebare: noi știm că biserica va fi răpită, dar ce se va întâmpla cu cei care vor crede sau vor deveni credincioși în timpul necazului cel mare? Da, a cincea întrebare: ce se întâmplă cu sfinții necazului cel mare care mor în timpul necazului cel mare? Știm că ei nu vor fi biserica sau nu vor fi mireasa lui Hristos, dar ce vor fi ei? Care este rolul ei? Știți că este mireasa lui Hristos, sunt prietenii mirelui. Altă întrebare: cum vor fi sfinții mântuiți în timpul necazului cel mare? Altă întrebare: ce va face biserica în timpul mileniului, care este rolul ei? Altă întrebare: cine va popula mileniu? Altă întrebare: la ce se referă Iisus când a spus că în casa Tatălui sunt multe nealocașuri? Dacă nu ar fi așa, nu v-aș fi spus. Altă întrebare: în 2 Tesaloniceni 2, 1 cu 3, așa ar arăta, ca și cum că prima dată trebuie să arate Anticrist și după aia va veni răpirea, dar el spune de fapt ce se întâmplă acolo, nu vă spun acum. Altă întrebare: când vorbea Pavel despre ultima trâmbiță, se referă cumva la ultima trâmbiță sau face cumva referire la sărbătoarea trâmbițelor și o să vedeți răspunsul lui în curând. Altă întrebare: știind că mireasa va domni în timpul necazului cel mare, ce vor face sfinții în necazul cel mare, care va fi rolul lor? Altă întrebare: cum să ne pregătim pentru răpirea bisericii? Deci cam aceste întrebări am putut să să zic așa, acoperim în timp de o oră. Cred că o să vă placă acest interviu, o să mai facem în viitor apropiat. O să am ocazia să fac, să zic așa, sesiuni de întrebări și răspunsuri și cu alții evangeliști sau profeți sau păstori sau apostoli sau cum vreți să-i numiți voi. Nu o să abordăm doar semnele vremurilor, ci vom aborda și semnele credincioșilor și așa mai departe, vindecări, eliberări, care este rolul nostru în trupul lui Hristos, ce trebuie să facem. Dar am vrut doar să vă dau un update, că știu că ați așteptat. Miercuri, joi, dacă ne ajută Dumnezeu, o să aplaudez, o să încarc acest videoclip pe Facebook și pe YouTube. Până atunci, fiți binecuvântați. Dați acest videoclip mai departe. Shalom!